Închisoarea era plină de la subsol până la etajul 2. O mie de oameni au fost aici. Acolo erau cărămizi cu care te băteau la ficat, la rinichi. Într-un oraș mare cum e Suceava, nu se știa nimic. Erau și preoți, erau și studenți, erau și funcționari. Salvarea a venit din două direcții. Una, rugăciunile zi și noapte. A doua modalitate de a te izbăvi era cultura. Să-ți pui problema să reziști comunismului fără să fii creștin este o iluzie. Vinovăția perpetuă. Orice ai fi făcut, erai vinovat. Ne facem că uităm tot ce s-a întâmplat, vremea trece și nimeni nu mai are acele socoteală. La muzeul Bucovine din Suceava au fost reconstituite, au fost redate perioade istorice care nu sunt prezentate nicăieri. Este vorba de epoca comunistă din 1947, terminând cu perioada în care foametea, întunericul, frigul au dus la declanșarea acelei mișcări din 1989. Unde suntem exact pe locul acesta, era expoziția dedicată congreselor și epocii de aur. Epoca de aur era prezentată prin mari realizări. După ce vizitează muzeul, majoritatea zic, am aflat o istorie pe care mai puțin am știut-o. Foarte mulți nu vor să-și amintească. A trecut atâta vreme, atâta timp, dar ce ne mai interesează că au fost omorâți oameni, victime, că a venit un regim dictatorial. Istoria comunismului nu înseamnă a ascunde ceva. Arătați lumii ce s-a întâmplat, dați faptele acestea trebuie să fie văzute. Regimul comunist a fost instaurat în România prin ajutor din partea Uniunii Sovietice. Țara era ocupată de către trupele sovietice.
regele Mihai, prin forță, el a fost obligat în 1947 să abdice și s-a instaurat Republica Populară Română. Adică o copie aproape fidelă, dar mai dură, a ceea ce a însemnat la răsărit Uniunea Sovietică. Teroarea s-a produs dintr-un început, în mod grav, direct și fără niciun fel de comentarii. Doctrina comunistă, teoretic, aduce raiul pe pământ. Practic, invers, aduce iadul pe pământ. Este o doctrină care caută să-L scoată pe Dumnezeu din lume, din creația sa. Au început cu exterminarea din toate categoriile sociale. Profesori, medici, ingineri, oameni de cultură, deci oameni de știință, mari gospodari, țărani, boieri, așa era și lozinca principală, dictatura proletariatului, prin exterminarea a dușmanului, exterminarea fizică, și s-a întâmplat acest lucru. Acest dușman de clasă nu a fost închipuit, el a fost de dinainte studiat cu precizie. Dușmanul de clasă numărul 1 a fost intelectuali. Dar, spre neștiința lor, unii dintre cei care s-au împotrivit colectivizării pământului au fost țăranii. În Rusia se produsese această manevră tot prin mari jertfe, prin crime, prin arestări, prin gulag, prin exportul în Siberia. În România a fost adoptată cam aceeași procedură. Dușmanul de clasă a fost dinainte trecut pe liste și au început epurările politice. Ești cu noi sau împotriva noastră? Până la câteva sute de mii de oameni care au trecut prin pușcăriile impuse către comuniști, peste 70% au fost țărani. În 1948 s-a hotărât de către folurile care conduceau destinile țării folosirea fostei închisori din perioada austriacă, aici în Suceava, unde au putut să intre circa 1000 de oameni. Din 48 până 54, adică din 48 a stat un an de zile aici. Închisoarea era plină, de la subsol până la etajul 2, și mai ales unde erau camere, era destul de înghesuială, dar gardienii încă nu primiseră ordinul de a se purta inuman. Erau și preoți, erau și studenți, erau și funcționari la Suceava. Și n-a fost propriu-zis reeducare, a fost o planificare care în timp avea să dea rezultate din punctul de vedere al oficialității.
mulți dintre cei care vin aici nu știu că în această clădire a fost și închisoare, că au murit oameni, că au fost chingiuiți, preoți, oameni de cultură, tineri, studenți. În parcul din fața clădirii a existat și o groapă comună, se spune că acolo ar fi fost mulți deținuți, decedați, îngropați. Suntem în clădirea Tribunalului Suceava. În această clădire a fost o închisoare unde au fost închiși un număr destul de mare de deținuți politici în perioada începând cu anul 1947 și până la 1956. Orice ai fi făcut, erai vinovat. Aveai dreptul să nu vorbești cu părinții, să n-ai legătură cu părinții, să n-ai drept la cărți, să n-ai drept la scrisori, să n-ai drept la mâncare mai bună, să n-ai drept la soare. Zi și noapte era noapte. Erau și preoți, erau și studenți, erau și funcționari. Erau studenți care se duceau la closet și vărsau sânge. Erau tuberculoși. Gardianul îi spunea deținutului, așa, așa, vine cât iese sângele, uite, vezi cum dă rău afară. Să-mi erau gardienii, cum rezistă bandiții ăștia, că asta era formula de adresare, bandiți. Salvarea a venit din două direcții. Una, rugăciunile zi și noapte, alții posteau cu toată mâncarea slabă care te ducea la moarte. Ăsta e adevărul. Să-ți pui problema să reziști comunismului fără să fii credincios, fără să fii creștin, este o iluzie. Răbdai și foamea și toate, unii se rugau zi și noapte. A doua modalitate de a te izbăvi era cultura. Erau mulți care știau poezii, mai ales din Eminescu, erau alții care știau o mulțime de filme. Învățai limbi străine, mai ales cei din camere unde erau mai mulți. Aceștia ieșeau oameni formați. Zgomotele, răcnetele, supliciile, toate petreceau la parterul actualei clădiri, unde erau
30 de camere amenajate pentru anchetă și pentru bătăi, pentru tortură. Am avut prilejul să văd în camera anchetatorilor, unde am fost chemat, și erau ușile unui dulap deschise și acolo erau cărămizi cu care te băteau la ficat, la rinichi. Portretul torționarul în perioada regimului dictatorial comunist capătă mai multe aspecte. Erau în primul rând draculați, oamenii cu mușchi buni, care știau să bată și care, din punct de vedere psihologic, aveau o mare rezistență la asemenea aspecte. Acasă el ajungea la familie, era un tată bun, un om care venea cu salariu, care avea era o dedublare a spiritului. Găsim în securitate măcelari, crâșmari, muncitori simpli sau țărani inculți, dar care au fost scoliți rapid cu programul partidului, cu politica partidului și, între ghilimele, erau devotați. Nu că erau devotați, ci spiritul a fost, în general, mercantil. Ce pot câștiga? O funcție, un exercițiu, o putere. În ceea ce au introdus ei ca sistem de tortură inovator, mă refer la rotisor, la sistemul de bătaie la tâlpi, teroarea a atins o asemenea dimensiune încât i-au speriat și pe sovietici. S-a format un grup de deținuți, cu principal scop reeducarea deținuților. Erau în acel grup deținuți gen Eugen Țurcanu, care au primit fel de fel de promisiuni, inclusiv că vor ajunge activiști, că vor fi eliberați din închisoare. Pe ascuns lucra acel nenorocit care a condus toată reeducarea de la Pitești. Un bucovinean, Eugen Țurcanu. Eu nu l-am cunoscut personal pe Țurcanu, doar l-am văzut. Și aici, la Suceava, au existat oameni ca Eugen Țurcanu care, din păcate, cu ghilimele, au devenit faimoși. Faimoși în sensul cel mai urât al lucrurilor și care au transformat iadul, l-au adus pe pământul acesta și în închisorile acestea. După aceea a dus în celelalte, el plecând la Pitești, unde fenomenul și experimentul Pitești este unul dintre cele mai înfiorătoare care au existat pe acest pământ.
era reeducare, era maltratare, această formă de ucidere a conștiinței și a oamenilor. Dacă au ucis oamenii, nu au ucis conștiințele și tot ce a fost mai frumos în neamul românesc. Lumea în acea perioadă de timp, cea mai mare parte a știut. Nu trebuie să ascundem lucrul acesta. Dar teroarea a fost așa de mare că nu știa care urmează și cine va fi adus, cine va fi arestat. Au trecut pe lângă zidurile pușcăriei, au auzit. Pușcăria din Suceava era marginea orașului. Am, de exemplu, unele surse, chiar și în documente, în mărturii, care spun că o parte dintre locuitori au fost îngroziți. Era foarte greu pentru cei din proximitate să nu afle ce se întâmplă între ziduri, cât de groase ar fi fost zidurile unei închisori. Totuși se putea afla. Erau gardieni, spre exemplu, care mergeau acasă și poate spuneau familiilor lor ce se întâmplă și de acolo se putea auzi de la unul la altul. Nu cred că oamenii nu știau. Cred că de frică nu spuneau ceea ce știu, nu se exprimau și, pe de altă parte, cred că exista și o doză de nepăsare. Să-mi fie mie bine, să nu spun mare lucru, că dacă mai spun, mă ia și pe mine mâine, poi mâine. E posibil să fie și o doză de nepăsare. Procesul a început în 49, cred că prin februarie, cam așa, cu aproximație. Când a început procesul, cel care a luat cuvântul primul a fost un procuror care s-a adresat unor tribunalului zicând: onorat tribunal, priviți la aceste fiare cu dinți ascuțiți pe care i-am tocat noi. Vă rog să dați posibilitate poporului român, prin sancționarea acestor criminali, să privească cu încredere viitorul. Să privească cu încredere că el va fi socotit și mâine, cum a fost socotit și înainte de apariția acestor criminali în viața poporului românesc. Să fie socotit ca un popor muncitor, ca un popor modest, ca un popor care va pune umărul său pentru clădirea unui viitor de pace, de democrație și de libertate în lume. A izbucnit în râs onor tribunalul care a socotit că a fost un prilej de distracție acestei spuse ale procurorului. Judecătorii erau oarecum subordonați. Existau chiar, din ce știu, persoane
care puteau trage la răspundere un magistrat pentru soluțiile pe care le dădea. De multe ori, mai ales când erau procese cu iz politic, li se dicta și soluția de la partid. Un grup de deținuți, format din vreo 40 de inși, au primit acești 40 de inși 1000 de ani de pușcărie. Asta înseamnă câte 25 de ani de fiecare om. 25 de ani înmulțit cu 40 înseamnă exact 1000 de ani. N-am fost vinovat și am fost condamnat degeaba. Nu trebuie să ne gândim, să ne urăm nici religii, nici oameni, nici etnii. Toți trebuie să ne iubim pentru că Dumnezeu nu este altceva decât dragoste. Aproapele nostru este oricare dintre noi. Acest loc este un loc sfânt, pentru că aici sunt mulți dintre martirii neamului nostru. Orice biserică construită trebuie să aibă la baza sa, la Sfânta Masă, moaștele sfinților martiri. La 1 august 1996 am sfințit piatra de temelie a bisericii noastre. Totodată, în acel an, în toamnă, am hotărât să edităm o revistă care să ne reprezinte pe noi, Fundația In Memoriam, și parohia nou înființată, care este nașterea Maicii Domnului. Biserica Nașterea Maicii Domnului din Suceava a fost ridicată pe locul, pe osoarul, pe tărâmul în care s-au produs crimele comuniste, dar aici au suferit prin martiraj oameni. Lângă biserică a existat o groapă comună care a fost umplută cu var pentru ca să se topească, să nu mai existe mărturii, și aici s-au găsit destule obiecte și amintiri care rămân
pe retina minții noastre. Pentru suceveni este un loc sfințit, sacru, care cel puțin în actualitate înseamnă pe jertfa care a fost făcută de către mărturisitorii de la politici în pușcăria de la Suceava, înseamnă cel puțin o continuitate în conștiința noastră. De ce spun acest lucru? Pentru că e singurul loc. Cei care au inițiat, Dragoș Curlățean și toți ceilalți, au gândit acest lucru. S-a ridicat și o troiță și s-a pus o placă mică după mine, din marmură, așa obscură, pe un lateral a penitenciarului fost. Trebuia ceva mai mare, mai vizibil, ca lumea, cei care trebuie să spune trecătorile pe aici a existat, a fost, a murit oameni. Biserica a fost construită în 8 ani de zile. În 2004, la 12 septembrie, biserica a fost sfințită. Oamenii au fost extrem de entuziasmați și a răsărit în mijlocul Sucevei, în splendoarea ei, care cred că este, această biserică unicat, care s-a construit și din aportul lor și din aportul altora. Această biserică monument arată cu prisosință dragostea și recunoștința noastră a tuturor pentru cei ce au suferit, pentru cei ce au murit, pentru cei ce au păstrat cu demnitate tot ce are mai frumos neamul nostru românesc. Cei care au fost martirizați în închisorile comuniste, ei trebuie cinstiți. Trebuie cinstiți pentru că au avut curajul să spună că suntem români și creștini și apărăm valorile perene. Pomenim pe cei ce s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori. Pentru apărarea țării și a credinței strămoșești, pentru regia neamului și a demnității noastre. Foarte cuprinzător și pe scurt. Care sunt? Dumnezeu îi știe. Să-i numere pe noi, să ne miluiască ca un bun și de oameni iubitori.